Fiecare dintre noi, de-a lungul călătoriei noastre ca oameni muritori, am fost în multe locuri. Însă nu există niciun loc în care omul să se simtă mai smerit, mai lipsit de control, de mândrie, de sentimentul acela de împăunare, ca și într-un loc unde există o mormântare. Pentru că ești implicat într-o experiență care te obligă să te gândești la ce este viața. Mă gândesc că ideea aceasta a avut-o Solomon în minte atunci când a scris ceea ce a remarcat fratele păstor David Măgus puțin mai devreme. Regret faptul că fratele păstor Petru Liorinț nu este prezent, dânsul i-a plecat din oraș, pentru că a fost pastorul care i-a dus cina Domnului întotdeauna. De fapt, dumnealui are slujba aceasta în biserică și s-ar fi bucurat să fie prezent aici. De asemenea, vreau să vă aduc aminte că mâine seară nu va fi serviciu divin. Repetițiile din seara aceasta le-am mutat pentru mâine seară. Și încă o dată repet faptul că ne bucurăm tare mult pentru că sunteți aici. Ați venit ca să celebrăm viața acestui frate al nostru, față de care am dezvoltat respect și admirație în anii de când este aici cu noi, împreună cu sora Maria. Aș vrea să spun și eu câteva gânduri înainte să ne oprim și încep prin a spune faptul că am învățat câteva lucruri de la familia Diac, în sensul că ele au devenit foarte vizibile pentru mine în prezența dumnealor. Probabil că primul dintre ele a fost armonia din familie. Atunci când faci multe vizite, atunci când cunoști problemele oamenilor, dincolo de costum și cravată, îmbrăcămintea de biserică, îți dai seama că uneori oamenii nu se înțeleg. Uneori atât de rău se înțeleg, încât nu mai pot locui împreună. Fratele Viorel și sora Maria au dezvoltat o armonie în casă, în familie, în relație. Și ori de câte ori am vizitat, se simte această armonie. Se simte în felul în care vorbesc unul cu altul, în felul în care se raportează unul la altul. Și atunci când întâlnești o astfel de stare, o remarci, pentru că nu este chiar obișnuită. Apoi, în ultimii ani, eu știu că a avut o durere foarte mare în corp. Îmi spunea că n-a avut în viața dânsului o astfel de durere și îl doare și ziua și noaptea, se culcă cu ea, se trezește cu ea, e nelipsită, era la purtător. Însă niciodată nu l-am auzit sau nu l-am văzut într-un fel revoltat pentru asta, indignat, nemulțumit, sau niciodată nu l-am simțit că se plânge sau cârtește. Și trăim într-o generație de oameni care e absolut nemulțumită, în ciuda faptului că niciodată de la facerea lumii până astăzi oamenii ne-au dus așa de bine material ca acum. Încă ceva, am văzut în această familie o familie smerită. Nu i-am auzit niciodată să vorbească negativ despre ceva, predicatori, muzică, nu mai știu ce să spun, orice fenomen care este de obicei criticat în biserică. Pur și simplu, nu i-am auzit niciodată să vorbească ceva negativ. Probabil că ar trebui să mai spun încă un lucru. Am observat respectul copiilor față de dumnealor. Sora Simona a fost destul de prezentă în peisajul suferinței părinților și copiii au fost destul de prezenți, destul de interesați. Sunt părinți care au copii, dar nu i-au. Dimpotrivă, le creează mai multe probleme decât să-i ajute. Le strică reputația, le strică liniștea bătrâneții, le strică ultimile clipe de viață. Copiii aceștia au fost prezenți în orice suferință a tatălui dumnealor și împreună cu frații păstori, când am văzut asta, am dezvoltat admirație față de acești copii. Ne-am dat seama că au fost crescuți într-un anumit fel. Ne-am dat seama că sunt o familie unită. Știți dumneavoastră câți părinți
sau bunici își trăiesc ultimii ani de viață singuri, părăsiți, abandonați. Lucrurile acestea te marchează când le vezi, mai ales dacă îți propui să fii un culegător de lucruri de preț. Cred că v-am spus de cel puțin 3 ori până acum și mă feresc să spun lucruri despre mine, dar ăsta e negativ, de-aia îl spun. Întotdeauna mormântarea a fost pentru mine cea mai puternică și cea mai sonoră predică pentru corectarea mea ca soț și ca familist în general. Nimic nu m-a corectat mai profund ca și mormântările, pentru că întotdeauna am privit la Carmen, la soția mea, în prezența acestui sicriu. Și am știut că într-o zi, ori eu, ori ea, o să fie acolo și nu o să mai pot schimba nimic dintre toate câte așteaptă să le schimb eu în raport cu ea. Și toată atitudinea mea de om care le știe pe toate, care le face pe toate bine, care nu greșește niciodată, s-a topit într-o mare măsură. Pentru că atunci când îți privești tovarășul de viață prin prezența unui sicriu, atunci te uiți astfel la altfel la omul ăla, la cel cu care probabil ești de 20, de 30, de 40, de 50 de ani. Eu cred că atmosfera asta ne smerește. Cred că ne ajută să vedem adevăratele valori. Ne ajută să ne folosim cu multă grijă și înțelepciune ce a mai rămas și să ne corectăm multe prostii pe care le-am făcut, dacă iertați-mă pentru că am spus prostii. E mai ușor de înțeles să nu vorbesc mult despre lucrul ăsta. Spuneam că o să spun câteva cuvinte despre pasajul pe care l-a citit fratele păstor mai devreme, un pasaj profund din Filipeni, acolo unde Pavel spune ceva despre el care nu e ușor de înțeles. El spune 2 lucruri. Dacă eu mor, pentru mine este un câștig. Dacă eu trăiesc, pentru mine este o responsabilitate. Asta spune el. Pentru mine a trăi este responsabilitatea să-L onorez pe Hristos. Pentru mine a muri este odihnă. Am încheiat, îi dau Biblia la altcineva, îi dau pastorația la altcineva, îi dau mașina la altcineva, nu mai trebuie nimic. Absolut nimic. Cum ar fi dacă am privit la viață întotdeauna în maniera asta? A trăi este o responsabilitate. A muri este odihnă. Predai totul și te duci într-un loc unde nu se mai așteaptă nimeni la tine să faci ceva. Spun deseori că viața ne pune în fața responsabilităților. De mici, părinții au așteptări la noi și ne învață, mai târziu ne repetă, apoi ne mustră, uneori ne ceartă, pentru că nu ne-am făcut treaba. De fapt, ce nu ne-am făcut? Nu ne-am făcut responsabilitatea. Ne spune, treaba ta e să faci așa, treaba ta e să te speli pe dinți, treaba ta e să iei note bune, treaba ta e să-ți faci singur patul, să-ți duci hainele în laundry. Iată dar responsabilitățile care atunci când te faci mare se măresc odată cu tine, când te căsătorești și mai mult, când vin copiii și mai mult, când vin nepoții și mai mult și tot așa până când pleci, când sunt cele mai mari. Dacă viața ne pune în fața responsabilităților, moartea ne pune în fața odihnei pe de o parte și a judecății pe altă parte. Scriptura ne spune că noi mergem într-un loc de odihnă. Dar tot Scriptura spune că omul moare o singură dată și apoi vine judecata. Oamenii spun că dacă mor scapă, ei nu știu că nu scapă. Nu scapă nimeni de justiția lui Dumnezeu. Nu-și poate permite un om să ignore justiția lui Dumnezeu o viață întreagă, să o ofenseze o viață întreagă și să creadă că prin moarte scapă. Nu! Dumnezeu este drept. Și Scriptura ne spune că El va pedepsi și va răsplăti. De aceste 2 lucruri nu vom scăpa. Ele sunt în viitorul nostru, dincolo de mormânt. De aceea ar trebui să ne cântărim faptele în perspectiva judecății de care nu vom scăpa. Dar nu vorbim aici despre judecată, pentru că vorbim în prezența unor oameni care se tem de Dumnezeu și vorbim de răsplată. Vă aduceți aminte că Apostolul scrie în 1 Corinteni, în capitolul 3, despre această idee a răsplătirii.
Și Apostolul Pavel spune Corintenilor următoarele cuvinte: dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lucrarea lui va fi descoperită, va fi arătată, o va ști toți. El va primi o răsplată. Observați că pentru lucrurile bune pe care noi le facem în viață vom fi răsplătiți, nu mântuiți. Noi nu suntem mântuiți pentru lucrurile, pentru faptele bune pe care le facem. Noi suntem mântuiți prin Hristos. Doar atât, prin Hristos. Hristos a murit și prin moartea Lui ne-a luat păcatele. Noi suntem acum oameni fără păcate. Nu pentru că nu le-am făcut, ci pentru că cineva a avut milă de noi și a acceptat să moară în locul nostru. Dar pentru toate faptele bune pe care noi le-am făcut, vom fi răsplătiți. Răsplata este rezultatul faptelor bune, nu a mântuirii noastre. Că mântuirea nu-i produsă de noi, noi am primit-o în dar. N-am făcut nicio ispravă că suntem mântuiți, că nu ne-am mântuit singuri, că dacă ne mântuiam singuri, atunci era o mare ispravă. Dar ne-a mântuit El, El merită onorat și cinstit. Dacă trăiesc, Hristos este responsabilitatea mea, să-L onorăm pe El, să-I împlinim voia Lui. Stăm în fața unui sicriu, care este trupul neînsuflețit al unui om, care a făcut bine trupului oamenilor și duhului lor. I-a învățat pe oameni calea cea dreaptă și le-a tratat suferințele trupului, atât cât i-a permis cunoștințele medicale, influența, efectul medicamentelor și așa mai departe. Oameni dragi, vedeți, Scriptura ne spune că oamenii vor fi cinstiți, vor câștiga pentru că îl slujesc pe Dumnezeu. Când este moartea un câștig? Moartea un câștig este atunci când omul e mântuit. Nu-i niciun câștig dacă omul moare nemântuit, pentru că merge în iad, ăla nu-i câștig. Moartea e un câștig când omul e mântuit și merge în cer. Cerul e un câștig, nu iadul. Iadul nu e un câștig. Iadul e o pedeapsă, e un chin. De aceea e un câștig atunci când ești mântuit doar. De aceea trebuie să-i chemăm pe oameni să se mântuiască repede, că nu știm dacă se mai trezesc mâine dimineață. Și asta este treaba bisericii. Biserica n-are nimic mai mult de făcut decât să le spună oamenilor despre Hristos, că doar El mântuiește oamenii. Apoi, este un câștig atunci când omul are familia mântuită. Scumpii noștri, din punctul acesta de vedere, a plecat cu sufletul în păcat. A plecat liniștit, pentru că și-a știut familia în brațele lui Hristos, pe copii, pe nepoți. I-a știut în cunoștință de adevăr, un adevăr care te mobilizează, care te cheamă, care te constrânge uneori. Când ai familia mântuită, pleci în păcat din punctul acesta de vedere, îi știi în mâna lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de David când a plecat. Solomon a fost un om extraordinar, dar a avut și el problemele lui. Și mă gândesc că David, când și-a dat Duhul, în mintea lui, cel puțin cu privire la Solomon, și-a amintit de toate promisiunile lui Dumnezeu cu privire la el. Și a plecat în păcat. Când îți lași familia în mâna Domnului, pleci mai detașat, mai liniștit, mai împăcat. Dar nu numai asta. Omul câștigă când moare, nu doar pentru că merge să primească răsplata, nu doar pentru că are familia mântuită, ci și pentru faptul că lasă în urmă o mărturie sfântă. Uitați ce spune Scriptura. M-am luptat lupta cea bună. Ce mărturie a avut Pavel? Una bună. Ce se întâmplă în inimile oamenilor când văd o mărturie bună a unui creștin, a unei familii creștine, a unei biserici creștine? Omul dezvoltă admirație față de Dumnezeu, pentru că oamenii ne asociază pe noi cu Dumnezeu. De unde îl cunosc oamenii din lume pe Dumnezeu? Oamenii îl văd pe Dumnezeu prin mărturia noastră. Dacă noi avem o mărturie rea, Dumnezeu e rău pentru ei.
Dacă noi avem o mărturie bună, Dumnezeu e bun pentru ei. Dumnezeu e în fața lumii exact cum e mărturia creștinilor, a bisericilor. De aceea moartea este un câștig. În primul rând pentru că suntem mântuiți și mergem în cer să fim împreună cu Domnul. În al doilea rând pentru că ne lăsăm familia într-o stare bună de mântuire și pe ei așteaptă Hristos ca și pe noi. Și apoi pentru că lăsăm în urmă o mireasmă, o reputație, un exemplu, un model de om. Nu perfect, dar pozitiv, bun. Cu ce impresie rămân oamenii în inima lor atunci când se despart de noi? După o anumită întâlnire, după o anumită experiență cu noi. Pleacă înmiresmați de mireasma noastră? Toate lucrurile astea devin un câștig atunci când omul moare. Deși nu stă frumos, nu-mi stă mie frumos să vă spun lucrul acesta, pentru că eu nu sunt în experiența dumneavoastră. Vreau doar să vă spun ceea ce știți de altfel. Fratele Viorel nu este de plâns. Dumneavoastră plângeți amintirile, plângeți dragostea, plângeți efortul, plângeți sacrificiile, dar dânsul nu este de plâns. Dânsul este un viteaz care s-a retras în, hai să spun, în cazarmă, că nu știu cum să zic, să sune mai bine, ca un ofițer, ca un general, ca un soldat care se întoarce de pe câmpul de luptă. Nu-i de plâns. De plâns sunt oamenii care trăiesc în păcat și se vor duce în iad, care sunt nemântuiți și îi va aștepta mânia și pedeapsa lui Dumnezeu. Omul acesta a fost un păstor de suflete, a fost un medic pentru trup, a făcut bine în două feluri muritorilor, a fost un om blând, a avut o atitudine smerită. Modelul acesta i-a influențat familia și ne-a marcat pe noi care l-am cunoscut câțiva ani de când este împreună aici cu noi. Frați dragi, vedeți de ce este așa de bine să fim împreună într-o casă de jale? Pentru că atmosfera aceasta lucrează profund în noi, mai mult decât criticile soției, cicăleala, mai mult decât pedepsele noastre, că luăm cheile copiilor de la mașină, le luăm credit cardul, le luăm telefoanele, le luăm mașina, că nu mai știm ce să facem cu ei uneori. O astfel de atmosferă e pedagogică, e constrângătoare, e mângâietoare, pentru că sicriul vorbește despre consecințele la felul în care trăiești. Și atunci omul își propune să trăiască frumos. Pentru că aici nu mai auzim, aici vedem. Să ne ajute și pe noi Dumnezeu, ca și pe fratele Viorel, să ducem o viață care îi împodobește pe alții, care îi ajută pe alții, care îi învață pe alții, care îi tămăduiește pe alții. Să ne ajute și pe noi Dumnezeu să trăim smerit, să nu facem caz de realizările noastre, de frumusețe, de putere, de diplome, de achiziții pământești, ci să rămânem smeriți de dragul lui Hristos și să ne ajute Dumnezeu să ne încheiem alergarea cu bine. Și când vom fi într-un astfel de sicriu, pastorul să nu se bâlbâie când încearcă să spună două, trei lucruri frumoase despre noi, ci să le spună cu libertate, fără să se simtă vinovat că trebuia să spună ceva pozitiv. Scumpă familie, vă apreciem tatăl dumneavoastră și părinții dumneavoastră. Dumnezeu să vă ajute să continuați ceea ce ați văzut în viața familiei dumneavoastră, a părinților dumneavoastră și pe noi toți de asemenea. Acum am ajuns la încheiere, s-a spus aproape tot ce trebuia spus într-o astfel de împrejurare și mâine de dimineață de la ora 11 vom reveni aici în casa Domnului pentru serviciu de mormântare. Dacă aveți posibilitatea să reveniți, faceți-o convingerea că ce seamănă omul în viață, aia culege. Urmează să ne rugăm și să încheiem slujba divină și vă rog respectuos să vă ridicați și fratele păstor Cosmin Knejevici va veni la microfon și va mulțumi lui Dumnezeu pentru tot harul pe care l-a dat fratelui Viorel, familiei Deac și nouă tuturor. Amin.